Garfield, Odi, am ajuns acasă! Oh, ușurel, băiete! Ascultați-l! Câinii n-au niciun dram de demnitate. Am o surpriză pentru voi. O surpriză? Oh, ce fel de surpriză? Vreau surpriza mea. Iau, miam, miam, miam. Miau. Ce n-aș face eu pentru un cadou? Sper să merite. Am zis că v-ar prinde bine puțină ferchezuială înainte de consultul lunar la Liz. M-am umilit pentru o chestie de țesălat? Cine vrea să o încerce primul? Garfield? Tu încearcă-o. Nimeni nu atinge plana asta în afară de stilistul meu. Odi, bravo! Vino aici. Așteaptă puțin, Odi. Oh, bună, Liza! Prânzul mâine? Desigur, mi-ar face plăcere. Odi! Odi! Iuhu! Odi! Măi, să fie atâta vânzoleală pentru o perie? Ești un cățeluș trist și ciudat, Odi. Hei, Odi! Vrei să joci lovește câinile cu mine? Cum adică preferi să-ți petreci timpul cu ea? E o perie neroadă. Asta e o lege nouă chiar și pentru tine, Odi. Hei, dacă o să te desparți de pe ei, să știi că am o unghiere frumoasă pentru tine. Hei, prieten, ce mai faceți? Fă-mi o favoare și aruncă peria asta aiurită înainte să te vadă. Refuz să fiu bătaie de joc a întregului cartier, înțelegi? Bună, Garfield! Bună, Odi! Hei, Odi! E cumva o perie? A? Mai degrabă o iubită imaginară. Amintește-mi, te rog, de ce car mereu ursulețul ăla cu tine? Nu înțeleg la ce te referi? Oh, ce drăguț este! Trebuie să fac ceva cu peria asta. Iuhu, iuhu! Avem loc doar pentru două animale în casă. Imaginară ori nu, tu ai dispărut. Câinii au o atenție similară cu a peșteșorilor aurii. După o oră nu-și va aminti de peria aia, crede-mă. Ah, fii rar, am întârziat. Liz îmi va face felul. Ah!
Odi? Odi, ce tot vrei să faci aici? Odi, încetează! Ești un câine rău! Rău! Oh. Liz, evident că n-am uitat de prânzul nostru. Da, am și pornit. Din întâmplare, nu cunoști vreun grădinar bun? Toată agitația asta pentru o aiurită de perie e ridicol. Dar tu nu ai nimic de a face cu dispariția periei, nu-i așa? Ha? E posibil să ai o părere atât de rea despre mine? Ha? Bine, eu am făcut-o. Am scăpat de perie aia aiurită. I-am făcut o favoare lui Odi, dacă mă întreb. O, te rog, păstrează-ți scuzele pentru alții. Ai făcut-o din gelozie că Odi mai ține și la altcineva. La altcineva? Vorbim despre o perie, nu-i așa? Pentru Odi era mai mult decât o perie, iar tu știi asta. Da, o să treacă peste asta. Voi avea nevoie de mai multă cafea. Ce zici de dopuri pentru urechi? Nu-i deloc amuzant. Unde-i lasagna pentru micul dejun? Regret, Garfield. Sunt prea obosit să-ți gătesc ceva. Bine, lipsa de somn îi pot face față, dar lipsa de lasagna e de-a dreptul intolerabilă. Trebuie să repar dezastrul ăsta. Îmi pare rău, domnișoar. O perie are peri și mâneri? Perfectă. Odi nu-și va da seama că e alta. Dumnezeule, Odi, uite cine s-a întors. Câinele ăsta n-are creierul uscat. Cine ar fi crezut? Bine, de acord, ai câștigat. Te duc la ipita ta. Aici a fost făcută fapta aceea crudă. Opa, hopa. Odi, așteaptă! Îmi voi pierde una din cele 9 vieți pentru o perie aiurită! Îmi pare rău, puștule, e o urgență! Hei! Te aduc înapoi, promit! Bun venit pe placă, puneți centura! Ne așteaptă peripețiile! Nu vreau să devin un punct alunecos pe strada principală! A fost cât pe ce? Ih, sunt dezgustat. Odi, Odi, întoarce-te. Câine rău, rău. Mai rău de atât nu se poate, nu? Odi, fii atent!
Sunt prea tânăr ca să fiu reciclat. Au! Nu, oprește! Fericit? Acum s-o ștergem de aici. Aici erați, v-am căutat peste tot. Dezgustător, mirosiți de parcă v-ați fi tăvălit printr-un container de gunoi. Eu nu simt niciun miros, tu, Odi? Odi? Ești liberă în seara asta? Luăm cina împreună?